Moldovenesc scade atât în raport cu moneda unică europeană cât și față de dolarul american. Pentru 16, 17 și 18 noiembrie, Banca Națională a stabilit un curs de 19,31 lei și 31 de bani pentru un euro, adică cu 9 bani mai mult decât astăzi. Un dolar american va costa vineri și în weekend 17 lei și 7 bani, respectiv va fi cu 2 bani mai mare față de prețul stabilit pentru joi. Astăzi băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1715 lei și vindeau cu 1725 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1930 35 de lei și erau vânduți în medie cu 1945 de lei.